Cel ales la suflet face planuri alese și stăruie, perseverează în planurile lui alese. Mă bucur în această zi să fiu din nou în fața dumneavoastră cu invitații noștri, familia Todor, Lavinia și Daniel. Bine ați venit! Bine v-am găsit, mulțumim! Vă mulțumesc frumos că v-ați făcut timp să veniți la o emisiune specială, că așa sunteți voi speciali. Și am ales versetul acesta din Daniel, că vreau să ajung așa, direct cu voi, la ideea care mie mi-a plăcut foarte mult și dacă mi-a plăcut mie înseamnă că a fost bună, nu? Că ce ne place nouă înseamnă că e și bun, nu totdeauna. Ideea de a avea niște studii pe viața de familie cu familiile din biserică și nu numai. Vreau să vă întreb, cui a venit ideea la mine? Simțeam amândoi, cred că e nevoie în biserică și conducerea avea ceva în plan a bisericii. Și Dani s-a implicat. Iar eu l-am susținut. A, deci tu chiar ai fost fericită că se implică. Sigur. El oricum avea o viață liniștită, nu prea era implicat și încă una în plus. Da, dar gândul nostru era că vrem să ne implicăm în biserică. Vreți să vă implicați, da. Da. Și acum, după ce v-ați implicat un pic, vă pare rău sau nu? Bineînțeles că nu. Bineînțeles că nu. Dani, ia zi-ne cum a fost. Da, eu nu sunt neapărat o persoană cu inițiativă în cele spirituale. În celelalte, da, pentru că eu cred că e bună puțină rezervă, adică omul spiritual nu se aruncă așa, măi, vreau să fac eu slujirea nu știu care. Și atunci lucrarea a pornit de la aflarea unei informații despre o familie, prietena familiei noastre, cum care avea ceva probleme în familie. Și nu mari. Nu mari. Sigur, da. A, probleme. Și de obicei creștine, la familii creștine sunt probleme creștine, da, ca să nu creadă lumea că... Da. Și atunci, primul gând pe care l-am avut a fost, haideți să merg și să vorbesc cu frații din conducerea bisericii. Că doar pentru asta sunt acolo. Pentru asta sunt acolo. Respectiv, fratele păstor. Și după o discuție cu dânsul, fratele păstor, de altfel un om înțelept și echilibrat, ca în tenis a plasat, a folosit reverul și mi-a zis, bine, Dani, dar tu cu ce te poți implica? Și atunci eu am zis, da, m-am găsit în fața faptului meu și am zis, da, cu tot ceea ce pot, cu darurile mele spirituale și capacitățile fizice, sigur, mă implic cu tot ce pot. Bun, asta să știi că nu e neapărat ca în tenis, deci dacă dorim chiar să privim cu seriozitate, poate fi și așa, faptul că Dumnezeu a pus în inima ta ideea, nu este doar să dai de lucru altora, ci că există ceva în tine și Dumnezeu te poate binecuvânta ca să-i binecuvintezi pe alții. Și atunci mi se pare absolut normal, oarecum și logic și cinstit, că sunt unii care au foarte multe idei pentru alții. Au idei pentru banii tăi, pentru familia ta, pentru timpul tău, dar ei niciodată nu pot nimic decât au idei, știi? Și atunci un pic îl ajut pe om și să înțeleagă. Dacă Dumnezeu ți-a pus pe inimă, cred că este cazul să te implici unde te pot ajuta eu. Și aici începe să funcționeze echipa. De acord. De acord. Așa... Da, da, da. Am și eu ceva. Având copii mici, chiar bebeluși și micuți, mergeam la mama și copilul, la biserică, clar, că fac gălăgie în biserică. Și acolo, stând de vorbă cu alte mămici, surori din biserică, pentru că nu se prea poate auzi de gălăgia copiilor, mai vorbeam și noi între noi. Și chiar și aici am văzut foarte tare nevoia de învățături pentru viața de familie. Deci... Bun, stai să mă mărești ceva. Deci tu vrei să spui că vă place că există un loc pentru mama și copilul la biserică. Da. Super. Apoi copiii voștri sunt așa de cuminți că voi oricum nu prea înțelegeți predica și nu știu ce, că dacă de obicei nu se prea înțelege. Da, adică dacă ai 4 copii ca ăla de acasă sau nu știu ce, nu se prea înțelege. Și totuși vă duceți la biserică. Da. De ce? E un lucru bun și m-am gândit la asta. Uneori ziceam la Dani, eu vin la biserică cam degeaba uneori, dar nu chiar degeaba, adică degeaba că nu pot asculta predica de la biserică. Dar e un lucru foarte bun pentru că de multe ori recunosc, nu știu, eu văd asta un lucru bun. Socializăm și vorbim noi între noi
femeile, mamele, și ne sfătuim une pe altele, ne ajutăm și, bineînțeles, pe plan spiritual. În primul rând. Asta chiar e o chestie faină, că nu știu când ați găsit voi timpul în altă parte și atunci măcar... Și atunci acolo, și bun, că nu trebuie să prinzi toată predica. Ai prins o idee din predica, ai ce trăi o săptămână, dacă vrei. Bine, și nu stai permanent la mama și copilul. Dar cât timp stai acolo, asta. Deci și aici am văzut că... Eu dat seama și am zis... Dar la voi nu, încă n-a ajuns la mod de la mama și copilul să fie mama, tata, bunicul, bunica și copilul. Uneori se mai întâmplă, dar am făcut regulă, chiar scrie pe ușă, mama și copilul, doar mama și copilul. Scrie mare, da. Și așa ar fi bine. Și așa ar fi bine, totuși, că prea mult sau un copil să nu-l zugrume, adică trebuie să aibă libertatea. Bun, a fost ideea. A ieșit ceva sau nu a ieșit ceva? Sigur că da, sigur că a ieșit. Am început, am avut ideea de a începe cu seara familiei. Și dumneavoastră aveți o contribuție... Da, asta nu, mai puțin contează. Mai puțin important, dar ne-am gândit să avem o seară tematică. Să avem o seară de duminică, bineînțeles, în care tema adunării noastre, a mesajului, de ce nu și a cântelor, să fie despre familie. Și așa a început lucrarea cu familia, cu familiile în biserica noastră. Sunteți, ați avut în minte să fiți deschiși pentru familii din afara bisericii, care nu sunt membri în biserica voastră? Da, sigur că da. Vorbim acum de familii creștine neoprotestante, da, sigur că da. Și au fost ocazii în care am avut invitat sau familiile au fost invitate, familii nu neapărat de foarte credin, atașate. Foarte de biserică, atașate, da. Dar nu a mers mai departe de a invita și, eu știu, familii care nu sunt de, eu știu, același crez, hai să spunem familii de religie ortodoxă sau catolică. Bun, ce... În primul rând trebuie să noi, adică la noi asta a fost viziunea, familie, nu, adică noi să creștem, în primul rând să învățăm, ca apoi să putem să... Și cam în câți ani crezi că veți crește la nivelul ăla în care să vă permiteți? Nu, e adevărat că durează, adică toată viața înveți. Ce am constatat eu, lucrând puțin cu familiile, este că tema asta chiar este universală, ne adună, nu prea avem diferențe confesionale, nu avem foarte multe diferențe interconfesionale, nici chiar culturale. Și eu cred că aici oamenii care nu vin atât de mult în bisericile evanghelice ne descoperă oarecum în normalitatea noastră. Pentru că atunci când vorbești de viața de familie, nu chiar la toți este familia perfectă, sunt lucruri pe care încercăm să le îmbunătățim, sunt și frământările lor și asta îi face să schimbe un pic imaginea și despre biserică și văd în biserică un loc în care ei pot fi ajutați în mod palpabil. Nu se gândesc doar la veșnicie, că ne ajută Domnul cu veșnicia, ci și în mod concret. Și dacă sunt câteva subiecte care dacă le pui pe afiș, clar, vine lumea, nu contează vârstă și toate celelalte. Bun, dacă am vorbit puțin, că rămânem un pic la chestia asta, eu chiar mi-aș dori foarte multe biserici să organizeze astfel de întâlniri. Adică, probabil știți ideea mea, așa cum avem, să zic, o dată pe lună regula că ne apropiem de masa Domnului, de ce să nu avem o dată pe lună o perioadă regulă? Știm că este seara familiei. Ce contribuție pot avea soțiile, doamnele din biserică, când e vorba de o seară a familiei? În primul rând, partea, nu știu, organizațională, dar nu legată de cine vine, de cine, masa, de la urmă. Deci la urmă e bine să se lase și cu ceva mai... Da, deci dacă se face o masă, acum la noi nu se face de fiecare dată, sau duminica de obicei nu se face, dar dacă se face o masă, da, masa... Apoi, dar crezi că e important timpul ăla de la final la masă? Da. Eu cred că acolo se discută mai multe decât... Da. Plus că așa este cum loc... e important... Mă scuzați. Da, așa cum e important și timpul acela petrecut la mama și copil, unde discutăm între noi, e exact aceeași. Da, foarte interesant că oamenii... Eu m-am gândit, asta este o altă provocare. Eu am multe frământări trăind așa în lumea religioasă. Când pun oamenii întrebări la noi, la biserică? Adică m-am gândit, eu încerc să mă duc cu un mesaj, nu pe o anumită temă, ar fi absurd să am pretenția că eu am acoperit toate domeniile, eu vorbesc principial, dar din punct de vedere practic, fiecare se gândește cum îl aplică în viața lui sau în familia lui. Și asta era întrebarea mea,
când pot oamenii să spună, eu în urma mesajului am o frământare practică. Da. Eu cred că acolo, la ceaiul respectiv sau ce este, e un timp super în care poți discuta. Deci ele se implică acolo, bănuiesc că pot susține rugăciune. Da, asta vreau să zic acum, da, și cu rugăciune, clar. Și numai faptul că sunt lângă bărbați și ele, adică... Să-i susțină pe ei. Să-i susțină care, pe adică ei, să nu-i da. Tragă înapoi. Da, da, da. Să nu-i tragă înapoi, să-i susțină, sunt două lucruri diferite, dar... Să nu-i tragă înapoi și apoi să-i susțină. Da, 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 cum asta începe. Prima dată să nu-i tragă înapoi și apoi dacă pot și să-i împingă. Bun, deci asta este despre slujire. Voi sunteți în proces, ați început, nu ați terminat și sigur o să fie frumos în continuare și o să aveți experiențe frumoase. Care este experiența voastră a familiei? Câți ani de căsătorie aveți? 2014, avem 6 ani. Ai văzut că e bun, da, socotește, e bine, 6 ani. Da. Doi copii? Doi copii. Băiat. Domnul să-i binecuvinteze. Un băiat și o fetiță, că el a fost primul. Da, da, așa, cu minți. Activi, foarte, matinali. Care au fost așa unele din descoperirile frumoase ca mamă? Bănuiesc că ți-ai dorit copii. Bineînțeles. Da, bun. Asta e partea frumoasă, ne dorim partea, copii. Partea, adică... Nu știu dacă era frumoasă, am descoperit că nu am atâta răbdare sau credeam că am mai multă răbdare. Și da, se duce destul de repede. E nivel de școală. Da, asta e ca școală o... pentru copii sau pentru părinți? Pentru părinți. Învățăm să fim părinți. Învățăm să fim părinți, da. Da. E ok, deci mai aveți puțin și... Dar... Cum e? E frumos. Sunt și greutăți sau... Când sunt copii bolnavi, când îți întrec răbdarea sau... Dar e frumos că știm că sunt binecuvântările lui Dumnezeu pentru noi. Și sunt copii. Sunt copii și nu știm ce vor fi. Chiar nu știm ce va scoate Dumnezeu din ei, în ce direcție va folosi. Da, ne rugăm mereu. Și s-ar putea într-o zi, eu mai zic la câte unii așa, hai să-i luăm un autograf acum, că nu știi niciodată. Da. Adică mă uitam, că noi nu, ne uităm mult în Scriptură, nu? La anumiți oameni pe care a folosit Dumnezeu și ne place că istoria e încheiată și chiar vezi partea frumoasă până la capăt. Și foarte, nu știu de ce, foarte greu realizăm că oamenii mari la care facem noi referire mereu au fost într-o zi niște copii normali. Acum, cât de normale au fost sau nu, am eu o expresie și o înțeleg bine cei din zonele în care lumea, în localitate, se știe mai mult după poreclă decât după nume. Asta se întâmplă pe la țară. Și ziceam că într-o familie s-au născut doi băieți și au fost atât de cuminți că satul le-a pus nume fiii tunetului. Ți-i cam imaginez, Dani, pe aia când mergeau cu bicicleta sau cu motocicleta. Da. Deci se zburau rațele, gâștele pe acolo, eu știu ce-o fi făcut ei. Ei, și din fie tunetului da. Au ieșit doi oameni pe care Dumnezeu chiar i-a folosit într-un mod deosebit. Așa. Bun, cum ați hotărât voi să vă căsătoriți? Asta e partea interesantă. Cine pe cine a prins, a pus ochii, cum a convins, că te lasă pe tine că... Poate că ai începutul de asta te lasă pe tine sau? Da, noi ne-am cunoscut. Părinții mei aveau, pentru că nu mai au, aveau, făceau o lucrare, erau implicați în domeniul social, aveau o cantină și aveau și o patiserie. Și în fiecare an, aproape de orașul nostru, de Caransebe, și era o tabără în care se adunau copii, așa cum spuneam, de la casa de copii. Sau copii care nu au părinți, copii fără părinți, copii care nu au o familie. Și în fiecare an, atunci când se adunau, noi asiguram produsele dulci, să spunem, partea de desert. Desert. Și eu am decis să mă implic inițial ca și capelan, adică din când în când, să spunem așa, în anumite serii aveam un mesaj pentru copii. La nivelul lor, pe înțelesul lor. Dădeai în mintea copiilor. Nu era chiar greu, acum nu făceai. Da. Și unul din gândurile mele ascunse, normal, a fost, măi,
cred că acel loc este un loc potrivit pentru a-mi căuta o viitoare parteneră de viață, soție, în primul rând pentru că ea cu siguranță va ști să se ocupe de copii. Erau și voluntare, fete care se ocupau de copii. Și apoi, nu orice fată are așa o inimă, sau m-am gândit că trebuie să fie o fată pocăită care vrea să se implice într-o lucrare, chiar să-și bată capul, să-și bate capul cu... Ia, da, cu... Bun, dar tu cu gândul ăsta ai plecat sau ai plecat cu gândul slujirii și s-a venit ideea pe parcurs? Sincer, am plecat cu ambele gânduri. Din start. Și slujire. Nu ai zis tu că tu nu ești pripit când iei hotărâri, întâi le rumeci toate cu tare. De acord. Nu iese una, iese cealaltă. Da, am înțeles. Da. Băieți, luați notițe. Și acolo am construit pe Lavinia. Și ea acolo, voluntar. Ea voluntar, eu voluntar. Deci, voluntariatul are, are roadele lui. Bănuiesc că unii cred că e foarte ușor. Nu e ușor, pentru că, în primul rând, necesită un timp pe care ți-l aloci, un sacrificiu în termen. Scuze, pentru mine concediu a semnat o săptămână de tabără cu copii. Adică. Da. Nu, astea sunt foarte important să fie spuse. Ce îmi place mie la generația voastră, că voi discutați un pic altfel decât noi. Și recent îl ascultam pe cineva care spunea nu mai pot aloca 18 ore pe săptămână în domeniul ăsta. Și a zis, mă, fii atent cum discută ei. Ei discută cu ceasul. Și am zis, da, dacă societatea e așa aglomerată, dată peste cap, el știe 3 ceasuri acolo, 4 ceasuri acolo, 7, contabilizează tot. Știi, și când le contabilizezi, s-ar putea să spui, bă, mi-a cam mult, deci tu te-ai dus practic din concediu, nu că n-ai avut ce face, nu? Ți-ai luat concediu și te-ai dus cu copii. Da, asta era o lucrare pe care o făceam. Adică eram implicată în lucrarea asta, îmi plăcea, știam că o fac pentru Dumnezeu și... Știai că sunt și greutăți? Da. Era ceva normal, da. Bun, dar spune un pic, asta mi-a stănit un pic curiozitatea, cu părinții implicare socială, numai în tabere sau și în oraș? Nu, și în oraș. Părinții mei, încă de când eu am crescut cu un anumit model, să spunem, de implicare a creștinului în societate și aveau o fundație prin care aveau o lucrare de susținere a familiilor sărace. Aveam o cantină, aveam un mini afacere, să spun, o croitorie, o cizmărie în care oamenii veneau și puteau să lucreze. Deci, nu, dar mai am, că acum tot mi se ridică tot felul de gânduri și mă gândesc că și în mintea celor care ne urmez. Știți că mai există și ideea asta? Păi nu, îi ajută pe pocăiți toată lumea și atunci din ce îi ajută, mai ajută și ei pe alții. Deci părinții tăi primeau mereu tiruri și mai dădeau și la alții sau efectiv ei munceau, aveau afaceri și de acolo se gândeau și la alții? Era cumva un mix. O combinație. O combinație. Da. Părinții mei și munceau, tata muncea la uzină, că așa era atunci, dar ei cunoscuseră și o fundație din altă țară, din Belgia, care... De fapt, cum a început colaborarea? După anii 90, chiar la început, niște frați au venit din Belgia în Caransebeș și venind într-o duminică la biserica noastră, căutau pe cineva care să vorbească limba franceză. Nu erau foarte mulți, de fapt nu prea erau vorbitori, tatăl meu știa, a fost pe post de translator și așa a început colaborarea. Da, frumos. Și atunci, lângă ce fac ei, inima noastră și celelalte, dar dacă nu ai inimă, nu. Poți să vină orice, că nu poți să faci. Da. Zi-mi, când ți-a atras atenția, Dani, la vine? Deci, erați împreună, gata, acum știm scenariul, da? Împreună, în tabără, slujim. Să vă spun. Păi spune-ne, că acum... Cum îi tot spun eu câteodată, că m-a... Nu știu dacă e bine spus, dar eu așa îi spun, că m-a cumpărat cu o înghețată. M-a cumpărat, adică m-a... Bine, o înghețată scumpă totuși trebuie să fie. Nu știu cât de scump era acolo în sat, la magazinul din sat. S-a dus cu un copil din tabără la magazin să-i cumpere copilului o înghețată. Și cred că eram mai atașată eu de copilul acela, sau nu mai știu. Parcă da. Ceva cam așa era.
Și când a venit, i-a dat copilul înghețată, a spus, du-i și la vine e una. Deci mi-a cumpărat și mi-a înghețată. Opa! Deci de două ori, odată are inimă pentru copil și se gândește și la mine. Interesant. Adică, cu ce gând? Adică, cred că totuși, nu așa, du-i și eu înghețată, că mai erau și alte fete în tabără. Te-a pus pe gânduri. Și, da, m-a pus puțin pe gânduri. Bine. Și eu văzându-l acolo, adică îmi doream ca soțul meu să slujească. Deci cum gândesc eu, Dani? Tu crescut cu bun simț de părinți, te ocupi de alții, ai văzut-o mai însetată sau ceva, de și ea deja se vine mireasă. Ce ții cu fetele astea? Bun, deci... Bine, noi știm ce avem. Păi spune-ți-ne și nouă. Nu, zic, fiecare știe fiecare cu gânduri pe lui. Și, clar. Și... Da, da, adică îmi plăcea la el faptul că... Adică aș fi vrut să fie slujitor, să aibă inimă pentru lucrarea lui Dumnezeu și asta am văzut. Asta ai vrut tu ca fată, așa, în minte, da, viitorul meu, soț, da, să aibă inimă pentru slujire. Pentru în mai multe feluri putea fi slujirea, da, dar... Slujirea este... Dar nu te-ai gândit niciodată că cine are inimă pentru slujire, atât de mult investește în slujire, că rămâne pantofarul fără... Știu și asta, dar... Am crescut în familie de... Tatăl meu este păstor și știam ce implică și am zis că aș vrea, deci aș vrea, pentru că aveam inimă pentru Dumnezeu și atunci aș fi vrut ca și soțul meu să aibă. Adică da, e clar că după căsătorie, femeile, adică, da, femeile, mai ales în primii ani, când sunt copii mici, nu mai prea pot sluji atât de mult. Și cum aș fi putut eu să slujesc și el nu? Pe față. Pe față, da. În linia întâi, da. Da. Și până la urmă, cum ar putea să slujească o femeie fără ajutorul soțului? Fără soț. Mai, adică soțul poate sluji, pentru că femeia se ocupă acasă de copii, de familie, dar invers e, nu prea e. Eu nu prea văd. A, bun. Poate altele cu alți ochelari văd, dar tu prin ochelarii tăi... prin ochelarii tăi nu prea vezi. Acum, până că Dani tot fierbe, știi, și lăsăm un pic, el vrea să ne spună de ce cu înghețat, acum a pus ochii pe tine și venim cu chestia asta la el, dar lăsăm un pic așa, că asta este așteptat atunci, așteaptă și acum. Dacă tu ai început să ne zici ceva despre familia ta, deci te-ai născut într-o familie creștină, creștin practicant, tata chiar slujitor. Da. Da, și suntem 9 frați. 9 frați. 9. Tu unde ești pe... Eu sunt a patra fată. A, deci undeva... 4 fete, așa, în linie, una după alta. 4 fete. Probabil că și-au dorit un băiat și atunci Domnul îți dă 4 fete, când deja renunți la, vine băiat. E interesant, asta trebuie discutat cu părinții. Da. Cum ți-ai defini și descrie copilăria? Grea, ușoară, frumoasă? Fără griji pentru noi, frumoasă, da. Fără griji? Pentru noi, da. Părinții aveau griji. Dar noi nu le simțeam așa. Chiar mă gândeam, vorbeam cu Dani, noi am crescut 9 frați la bloc. Într-un apartament cu 3 camere. Și noi, ca și copii, nu ne-am plâns. Wow, ce... E înghesuială. Cred că mai degrabă părinții și noi în ziua de astăzi, pentru copiii noștri, vrem fiecare camera lui și... Dar pentru copii, cred că nu contează foarte mult asta. La grămadă, cred că e mai interesant. Da, da. Da. Și în fața blocului, fiecare aveam grijă unii de alții. Acum nu se mai poți lăsa copilul în fața blocului să se joace. S-a pus, s-a pus problema să vă culcați flămând sau ceva? Nu țin minte să ne fi culcat vreodată flămânzi, dar lipsă am avut, adică pâine am avut în fiecare zi, dar lipsuri au fost. Adică n-am avut... Că mama bănuiesc că nu lucra pe salariu, ci doar acasă. Lucrau amândoi părinții pe schimburi, la uzină era, pe vremea aceea era uzina din Bocșa, chiar era, toate satele din jur veneau acolo. Oamenii din satele din jur veneau. Ești din Caransebeș? Nu, eu sunt din Bocșa. Ah, din Bocșa, da, da, da. Și bun, mama mea e din Moldova și a venit la școală și apoi la uzină. Din Moldova. Moldova noastră, nu din Republica. Din, da, Moldova din județul Vaslui. Din județul Vaslui. Și tata din Ardeal, din județul Cluj. Tata a rămas orfan de ambii părinți la 12 ani și a venit împreună cu sora lui mea mare, care l-a crescut în continuare. Și, deci tata era din familie de credincioși, mama nu, mama aici s-a botezat. Și s-au căsătorit. Și lucrau la uzină în schimburi.
Deci, mai... totuși, cineva deci... era cu voi acasă. Da. Se întâlneau cu bilețele, unul vă preda, altul, nouă ai primit, nouă îmi predai. Bine, nu eram nouă când lucrau la uzină. La început a lucrat la uzină, apoi tata a lucrat în continuare la uzină, mama a rămas acasă după al cincelea copil. Abia a rămas acasă să aibă grijă de noi. Că nu, da, totul să nu dea foc acasă cineva, știi că da. Să ai la ce te întoarce. Deci o copilărie frumoasă. Da. Așa, bogată, sport făceați destul, erați și unii mai certăreți sau tot? Bineînțeles. Și de la ce vă puteați certa? De la ce? De exemplu? Băieții, da? Băieții, da, băieții se și băteau câteodată, ca băieții. Da, nu spunem noi să le... Ei, păi, ei citeau, cum să spun, citești în... Nu? Clar. Cum aplici? Trebuie să transpui. Da, adică trebuie să transpui. Scenete biblice, le zice, nu se vede. Băieții făceau scenete biblice. Da. Și noi, fetele, bine, când eram mici, nu mi-amintesc, nu cred că ne-am bătut noi între noi, adică bătut, că țin minte colege care se păruiau. Nici certat, când am mai crescut, eram deja la, cred că eram deja la liceu și atunci țin minte că erau discuții că una învăța mai mult decât alta sau altele și ea era mai... ferită de treburile casei. Favorizată. Da, da. Fata învață și asta este muncă. Bun, să știi că acum o să fiu curios. Ai zis, mama, tata, nu știu ce, cum ai ajuns tu să te gândești la o relație personală cu Dumnezeu? Da, la Dani mă întorc să vedem ce face el prin tabără, că el e deja acolo pe plaiuri. Iarbă verde și flori. Da. Pe mine întotdeauna m-a atras munca asta așa voluntar, dar în domeniul spiritual. Am avut unele colaborări cu cei de la Wycliffe, cei care se ocupă de traducere, atunci eram în facultate și știu că eram cât pe ce să plec în, mi se pare că în Africa, ca și pe post de traducător. Să ajungi la traducerea la traducere. Bibliei. Dar părinții, cum sunt părinții? Au zis, măi, dar chiar așa departe, chiar în Africa, ești mai aproape aici. Deci întotdeauna am fost atras de de slujire. De slujire. Da. Și atunci... Rugăciunile fetelor funcționau. Da. Da. Și atunci, da, bineînțeles că era o anumită vârstă în care mă gândeam și la căsătorie viitor și am zis, măi, asta ar fi un loc bun în tabără, dacă o să avem copii, soția o să știe cu siguranță cum să se poarte cu copiii, nu o să fie, băi, da, bărbate, ia-i tu că... Deci a prima calitate am primit-o că a fost prezent în tabără. În tabără. Bun. Doi. Dedicare, am... Dedicare față de, chiar dacă era prezentă, că poți să fii prezentă, dar... Absentă. Da, corect. Da. Dedicată lucrării, implicată... Deci ea nu s-a dus în tabără să caute băieții, s-a dus să slujească. De acord, așa este. Și este o fată foarte serioasă. Era și este o fată serioasă, o soție serioasă. Mă tem că ai vrut să zici hotărâtă. Hotărâtă, da. Și hotărâtă. Că, deci el... De când a zis în minte, până a pronunțat, s-a schimbat. Zici că foarte serioasă, da, 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 mâna, am înțeles. Este și hotărât, așa este. Și, da, deci, implicată. Bun, implicată. Și cum ai ajuns atunci, zi, cu înghețata, cu... Acum, păi, de ce n-ai dat înghețata la toate fetele? Nu puteam, adică puteam să dau toate fetele, dar nu era principial. Atunci, măi, Lavinia, am zis eu, e o fată cu care aș putea începe o relație și cu care aș putea vorbi în perspectiva căsătoriei. Câți ani aveai? Aveam, cred că, 27 de ani. Oh, era ok. Am vorbit atâți ani. Da. 29. Nu mai contează. Nu mai contează, dar pe acolo. 20 plus, da, pe acolo. 20 plus, da. Pe acolo. Deci eram cât de cât un om matur, să zicem. Am trecut puțin prin viață și Lavinia mi-a dat atenția și am zis, măi, hai cumva să încerc să-i atrag și eu atenția, da. Să fie reciprocă. Și
am, bă, la momentul respectiv, privind după ani mai târziu, bă, dar ce am avut eu în minte cu o înghețată? Dar la momentul respectiv mi se părea o idee bună și am zis, hai că se poate o impresionez cu o înghețată. Și a funcționat. I-a atras atenția. Atenția, da. Apoi am mai discutat, au fost discuții între noi în tabără și după tabără și relația a mers cu ajutorul lui Dumnezeu în direcția potrivită. Și cât va lua de la înghețată la tortul miresii? 2 ani să fi fost? Cam așa. Cam 2 ani. Bine că nu s-a topit înghețată. Înghețata. Bine, până la logodnă, cam un an, când ne-am logodit, era vorba să plece în... mai știu, trebuia să plece în Rusia? A, da. Aole, și ne-am logodit, ca să fie sigur că... Să fie sigur? Da, rusoaicele sunt frumoase, ce să zic, dar nu știu, cu slujirea, dar... peste un an nu fost. Da, da. Dar ce să cauți în Rusia? În Rusia trebuia să plec în delegație, în scop interes profesional. Lucram pentru o companie care avea deschise o fabrică în Rusia, iar noi trebuiam să mergem să implementăm o soluție informatică. Bun, vin la tine cu hotărârea să ai tu o relație personală cu Dumnezeu. Tata slujitor, mama și ea credincioasă, cum s-a ajuns la tine? Crescând în mediul creștin și având și părinții mei fiind un bun exemplu pentru noi, deci crescând am văzut ce înseamnă să crezi în Dumnezeu, să trăiești o viață de creștin. Și am citit Biblia, clar, în adolescență, că atunci încep tinerii să caute mai mult să cunoască. Și eram și, cum zicea Dani, o fată mai retrasă, mai serioasă, adică nu aveam chiar așa fluturi în cap, poate. Bun, și... cu fluturi, fără fluturi, da. Dar asta e ideea. Deci părinții mei au sădit, să zicem așa, în mine o învățătură pe care eu am cercetat-o și am văzut că e reală, e adevărată. Da. Funcționează. Da, și am ales apoi să urmez și eu învățătura asta, să urmez calea aceasta. Acum eu nu știu că în zona în care ai crescut sunt doar oameni serioși, dar îmi vine o întrebare că bănuiesc că atunci tu o să dai răspunsul bun și nu îl pun la alții. Așa, când te-ai uitat prin biserică sau prin bisericele care le cunoșteai, n-ai mai văzut și din astea cu, să nu zic, cu două fețe, că sună urât. Ai văzut? Clar. Și asta nu ți-a dat de gândit? Păi nu, asta, nu la asta mă uitam. Adică eu știam, nu, știam ce înseamnă să fii credincios, adică am început să am o relație personală cu Dumnezeu. Am început să mă rog, adică aveam viața mea de rugăciune, citeam Scriptura și automat... Nu mă uitam în jur la cum sunt alții, cum își trăiesc alții viața. Fiecare... Deci, până la urmă, din ce vrei să alegi? Adică depinde ce ai în inimă. Că dacă vrei scuze neapărat, îl găsești pe ăla, dacă vrei găsești, model, găsești pe ăla. Multe. Da, găsești. Multe scuze, dacă da, vrei. Da, dar, da. Interesant. Da, adică Dumnezeu. Relația cu Dumnezeu chiar este personală și de ce să îmi stric clar. Eu viața și veșnicia, că cineva nu este serios sau nu poate mai mult. Până la urmă, da, și mă gândesc la veșnicia mea și la viața mea. Aici ne despărțim, chiar, adică până la urmă și în familie, nu? Da, soțul da, da. Și soția, mântuirea e personală. Corect, da. Și nu... orice fi. Dani, tu cum te-ai hotărât? Da, este o întrebare bună și nu am vorbit cu foarte multă lume despre întoarce, pentru că este puțin mai specială. Hai să vedem. Eu am zis la început că cel ales la suflet, da. Face planuri alese, dar nu vreau să zic. Am crescut și eu într-o familie de creștini neoprotestanți, penticostali, tatăl meu era și este slujitor. Niciodată nu ne-a forțat, nu ne-a strâns cu ușa, măi, dar tu când ai gândit să te botezi sau vezi că trece timpul, ce vezi, ce faci. Am sau avut... să zic că vezi că eu sunt păstor, mă faci de rușine, da, nu a fost cazul. În schimb, eu de mic am fost puțin mai atras înspre o viață mai liberă și am început să practic și un sport de performanță, am făcut volei. Iar la, în jur de în liceu, în jurul anilor 16-17 ani, nu mă vedeam făcând un pas înspre Dumnezeu. Adică
mi se deschise un orizont larg în a face sport de performanță, să joc în divizia B. Era ceva ce mie îmi plăcea foarte mult. Doar că Dumnezeu a avut un alt plan și de asta întoarcerea la Dumnezeu nu are neapărat un caracter dramatic, pentru că nu este drame în viața. Există lucrări speciale. Da, sper că nu se pare rău că nu există drame. Nu. Știi că pot exista și drame. Pot exista și drame. Și la vârsta de 18 ani, aproape de 18 ani, mama mea a murit într-un accident de mașină. A fost o vârstă în care eu credeam că am nevoie cel mai mult de ea. O vârstă la care se fac alegeri, te mai consulți. Eu eram mai mămos de felul meu. Erai atașat de mamă. Și îți plăcea și mâncarea sau nu? Nu neapărat. Dar Domnul a hotărât așa și atunci eu am zis în sinea mea, eu trebuie neapărat să merg în același loc unde este și mama mea. Deci chiar erai legat de mama. Eram legat. Și în acel moment și eu și fratele meu ne-am hotărât să ne întoarcem la Dumnezeu, să ne botezăm, desigur, și viața noastră s-a schimbat fundamental de atunci. Bun, dar asta înseamnă că tu aveai certitudinea că mama ta a plecat în cer. Da, desigur, fiindcă știam că are o foarte bună mărturie în viața publică și în biserică. Am văzut lucrurile pe care ea le făcea și erau dovada credinței ei și a crezului ei și a staturii ei în credință și în Dumnezeu și am zis, sunt sigur că mama mea a plecat în veșnicie, acolo vreau să mă duc și eu, nu vreau în altă parte. Frumos. Băi, am avut o emisiune așa de liniștită, numai lucruri faine, ați spus, ia să vă pun eu ceva așa pe foc. Dacă, uite ce mi-a venit mie în minte, dacă ar fi să sfătuiți o familie în vârstă din biserică, ce le-ați zice? Nu se prea poartă chestia asta, tinerii se dea sfaturi la bătrâni, da, dacă... Dar legat de ce? În ce domeniu sau? Nu știu, gândește-te tu un pic așa pe ansamblu, ce ar putea să facă o familie în vârstă, hai să simplificăm, ce ar putea să facă o familie în vârstă pentru o familie tânără sau familie în vârstă pentru familie tinere? Că poate nu s-au gândit niciodată și le dai o idee. Da, eu chiar m-am gândit la asta. Da, bine că am întrebat. Trece câteodată prin minte că, așa cum scrie în Biblie, bătrânii ar trebui să-i sfătuiască pe cei tineri. Și femeile în vârstă să le sfătuiască pe cei tineri cum să-și iubiască soții, cum așa. Da, știi, și mă gândeam că la noi, eu n-am prea... Poate n-am văzut eu, sau nu se prea poartă. Ce drăguță ești, da. Adică... Cel puțin, nu știu. Vă spun ce m-ați întrebat, vă răspund. Totuși ești de o scurtă perioadă, ești în biserică, dar încă n-ai văzut. E ok, nu, e bine. Da, deci asta aș vrea să sfătuiesc pe familiile în vârstă, să caute, să... Bine, luăm concret cazul vostru. Ce să vă sfătuiască pe voi? Adică o familie în vârstă spune, Doamne, noi nu avem atâta școală cât copiii ăștia, nu avem nu știu ce, nu avem limbajul lor, plus că mai este și ideea aia, tineretul clar nu este deschis pentru sfaturi. Deci orice le-am spune nu se leagă de ei și atunci ne băgăm noi moșnegi în seamă. Să... Ce e adevărat din ce am spus eu? Poți răspund eu? Da, puteți. E adevărat că tinerii de obicei nu sunt atât de deschiși la a primi sfaturi, pentru depinde și vârsta la care sunt, dar mi-am lăsat aminte în timp ce spuneați despre nu prea multă școală, că zilele astea circula o știre în care cineva a fost numit pe criterii politice ca și manager la un spital și spunea că el nu are neapărat foarte multă școală, dar are școala vieții. E bine, părinții noștri, bunicii noștri, au această experiență de viață și este deosebit de folositoare pentru cei mai tineri, pentru că noi putem învăța lucrurile confruntându-ne cu ele și dându-ne, cum spune, cu capul de perete, sau... învățând din experiența... Unia care a dat cu capul. Care a dat cu capul. Sau care n-a dat cu capul și spune cum a ferit peretele. Corect.
de asta cred că au un rol foarte important persoanele trecute prin vârstă, sau prin viață, sau bătrânii, cum le spunem noi, acela de a sfătui. Noi de foarte multe ori judecăm lucrurile la cald, suntem repeziți în decizii. E caracteristic tinerilor. Dar ei sunt mai ponderați. La bine râde, dar tu nu o vezi, da? Deci, nu știu ce se gândește ea, ce filmuleț are în cap, dar e ok. Asta ar putea, ar văd eu. Cu ce atitudine ai vrea să vină cineva înspre tine, dacă vrea să spună ceva? Depinde și de situație și în ce aș vrea să mă sfătuiască, dar să se apropie de... Ca și cum aș fi fiica lor. Deci n-ai fi neapărat deschisă pentru un sfat de la cineva care vine cu o atitudine foarte arogantă. Nu crezi că ai fi pregătită întotdeauna, mai ales când ai nevoie de, nu cred că ai fi pregătită, da. Este foarte important. Bun, și ce ați sfătui doi tineri înainte de căsătorie? Ea se gândește să-i sfătească pe băieți și are deja un sfat pentru băieți. Mă gândeam și la fete și la băieți. E bun. Comun. Mergem, da. Mergem înspre câteva principii care deja sunt cunoscute. Noi doar le întărim. Adică ar trebui foarte sincer și serios să se roage pentru asta. Rugăciunea e esențială, este necesară pentru a afla voia lui Dumnezeu, dacă cei doi sunt, eu știu, pe aceeași lungime de undă din mai multe puncte de vedere. Apoi trebuie să se gândească și la faptul că după ce se vor căsători, vor avea nevoie și de câteva sau mai multe lucruri practice, materiale. Nu neapărat să-și pună foarte multe lucruri deoparte, sunt și extrema aceasta în care și atât de mult se trudesc când aș pune deoparte și aș agonisi și aș acumula. Și uite celelalte. Deci, cred că factorul determinant ar trebui să fie cel spiritual. Dumnezeu, într-adevăr, poartă de grijă și de lucrurile materiale, dar trebuie să fie și orientare înspre acest domeniu, în ideea de a asigura... Ai aplica aici un pic principiul enunțat de Domnul Iisus Hristos, dacă cineva dorește să zidească, să-și facă un pic socotelile, dacă... Corect. Nu da, ține de foarte. Noi, dar cât ține de noi. Lavinia? Da, de acord. Da, și să nu se grăbească, pentru că Dumnezeu are, cred că fiecare are timpul lui. Deci nu există neapărat o vârstă în care musai cât are. Nu, că și la mine am avut 29 de ani când m-am căsătorit. 29 de ani? Da. Dar acum cât ai? 32? Sau? Bun, am înțeles. Da. Dar și eu am auzit și chiar cineva apropiat, cumva mi-a bătut apropo, vezi că e cam timpul, ce faci? Așa îți pică cumva, de bine? Da, foarte bine mi-a picat. Și mă rugam clar Domnului. Și aveam, adică, cum spunea Dani, eram și implicată, mergeam cu tata la evanghelizări. Doamne, când e timpul? A, nu mergeai și să vezi băieți. Mergeam și să văd băieți, recunosc. Adică mergeam în slujire. Dar nu cu ochii închiși. Dar nu cu ochii închiși, da. Adică mă gândeam că poate de undeva, dintr-un loc ăsta, Dumnezeu o să-mi aducă soțul. Și nimic. Tinerii creștini, până la urmă, unde își găsesc... soții, soțiile, în biserică, în lucrare, da, sigur că unde da. Se cunosc unii cu alții. Și să nu zici că ai și plâns câteodată. Nu mai știu, poate plâns. Că așa plâng fetele. Așa plâng fetele, plâng și băieții. Nu, dar tu vezi, deja ai aruncat niște chestii, adică sunt o fată serioasă, îl iubesc pe Dumnezeu, îl slujesc pe Dumnezeu, am niște intenții chiar serioase vis-a-vis de viitor. Nu mă gândesc doar în mod egoist la mine, ci mă gândesc să am o familie și să-L slujim împreună pe Dumnezeu și deocamdată aștept.
A fost vreodată când ți-ai luat gândul de la căsătorie? Căsătorie, nu. Nu? Deci... Am sperat întotdeauna. Știam că Dumnezeu e credincios pentru mine și în privința asta. Chiar... Okay. Deci 29 de ani nu e o problemă. Pentru tine a fost perfect. A fost perfect, da. Da, da. Așa le zic. A fost momentul potrivit. Da, da. Și pentru mine și pentru Dani. Cred că asta a fost... Eu chiar am pus în, cum să-i spun, lipsa mea de experiență spirituală, chiar am pus înaintea Domnului 3, am zis, Doamne, vreau ca până la 30 de ani să se întâmple 3 lucruri și te rog să mă ajuți. Wow. Și am zis, unul din ele ar fi să mă căsătoresc până la 30 de ani. Da. Dacă se poate. Dacă se poate, da. Al doilea ar fi să am un loc de muncă foarte bine plătit și văzut. Nici n-a fost pretențios, da? Da. Okay. Și al treilea lucru a fost, vreau, Doamne, la 30 de ani, repet, era în lipsa mea de experiență și de viață și spirituală, neapărat să conduc eu un anumit tip de mașină sport. E bine să știți că toate... Bine, tu erai legat de cele cerești. Da, în drumul da, spre ceruri. Cer. Da. De ce să nu te duci cu o mașină o bună? Și toate cele trei lucruri, mai puțin ultimul, adică și ultimul era o șansă mare să se împlinească, doar că am renunțat eu între timp, am ajuns la vârsta la care să faci mi-am alt sport, dat seama da, că da, nu a fost o dorință prea înțeleaptă. Da, bun, dar da. Nici acum nu-i târziu, dacă nevasta e de acord și... copiii seamănă pe tine sau pe careva. Da, asta este frumusețea, că noi avem un Dumnezeu care ne cunoaște, un Dumnezeu care ne împlinește multe din dorințe, chiar dacă uneori sunt și mofturi de ale noastre, nu vorbim despre păcate, sau un Dumnezeu care are răbdare cu noi până când ne maturizăm și ne dăm seama care sunt adevăratele valori. Un Dumnezeu care ascultă rugăciunile, nu întotdeauna când vrem noi, dar întotdeauna mai bine decât vrem noi, dacă nu așa cum vrem noi. Și m-am bucurat tare mult, încă o dată prin familia prezentă, prin familia Tudor, să ni se amintească că, pe de o parte, biserica poate ceva face pentru noi, pentru familii, și conducerea bisericii, familiile din biserică ar putea să vină cu planuri, idei concrete, cum putem să-i slujim pe cei care au început viața de familie, de ce nu pe cei care se gândesc la viața de familie. Dar mi-a plăcut și ideea că nu doar așteptăm de la biserică, ci și noi, familiile, putem face ceva pentru lucrarea lui Dumnezeu, care ne-a fost încredințată nouă și fiecare în locul lui, cu darul lui, în anumite momente din viață ne implicăm mai mult în linia întâi, alteori poate suntem în spatele evenimentelor majore, dar tot cu binecuvântarea lui Dumnezeu. A fost o plăcere să fim noi la voi acasă, nu știu cum a fost pentru voi, pentru mine a fost o mare bucurie că ați venit. Știu că povestea nu se termină aici, frumusețea continuă. Vă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu vouă, copiilor voștri, în slujire. Mulțumesc. Nu uitați, da, că vreodată vă amintiți de ei, poate înălțați o rugăciune și cereți ca Dumnezeu să-i binecuvinteze în continuare ca să fie o binecuvântare. Și în timp ce vă rugați pentru ei, rugați-vă și pentru voi cu îndrăzneală. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru toți cei care sunt folosiți în lucrarea sa și apoi încheiați cu o rugăciune smerită, dar cu încredere în Dumnezeu. Doamne, în timp ce îi folosești pe alții, oferă-ne și nouă privilegiul să fim folosiți de tine pentru binecuvântarea ta. Rămâneți binecuvântați sub binecuvântarea lui Dumnezeu și folosind binecuvântările lui, binecuvântați și pe alții.